Cuvântul Patriei. Radio-revistă pentru premilitari și toți apărătorii țării. Parcă mai ieri era 1 și azi deja e 10 martie, însă, indiferent de dată și zi, simbolul purității și al dragostei trebuie să-l portăm la piept. Anume el, mărțișorul, ne energizează, ne creează bună dispoziție și ne dă speranță, de ce nu, și pentru o reîntâlnire aici pe Calea Undelor. Realizatorii emisiunii Domnița Jechiu și Denis Rotaru vă spun bună ziua și cu gânduri primăveratice vă îndemnăm să vă deschideți inimile pentru armată. S-au împlinit 21 de ani de la prima împușcătură de pe Nistru. Cu această ocazie, la Muzeul Armatei Naționale a fost lansată expoziția permanentă intitulată Martirii Neamului. Amintirile sângerânde ale războiului din Transnistria s-au transfigurat într-o colecție inedită de obiecte din timpul acelor evenimente. Oficialii, combatanții și vizitatorii prezenți la eveniment au avut posibilitatea să retrăiască chiar și unele scene din timpul luptelor. Colega Ina Ganța a fost la Muzeul Militar. Fragmente de arme și muniții, imagini fotografice, uniforme, scrisori și obiecte personale ale unor combatanți, cărți și ziare din care se desprinde adevăratul război din 1992, toate pot fi găsite la Muzeul Armatei Naționale. Expoziția cu genericul Martirii Neamului a fost concepută drept omagiu celor care au participat la acțiunile militare din primăvara-vara anului 92 și a celor care și-au sacrificat viața pentru integritatea și independența Republicii Moldova. Prezent la ceremonie de vernisare, președintele țării Nicolae Timofte a afirmat că războiul de pe Nistru a fost unul politic, consecințele căruia se fac simțite până în prezent. A fost un conflict politic, pentru că forțele de atunci care nu doreau să ne dea libertate s-au opus cu mare rezistență și cu forțele armate. Aceasta ne dovedește și faptul că după această armată care a luptat împotriva noastră a rămas pe teritoriul Republicii și nu dorește, necătând la toate actele internaționale care sunt adoptate, ca să fie retras, încălcând și Constituția noastră care prevede că noi suntem o țară neutră. În aceeași ordine de idei, conducătorul statului a menționat că avem obligația nu doar să-i comemorăm pe cei care și-au jertfit viața, dar și este important ca să educăm tânăra generație în spiritul patriotic. Noi suntem obligați să facem tot posibilul să păstrăm amintirile de acești oameni, acești patrioti pe neamul nostru, care cu jertfire de sine au apărat pământurile noastre, care și-au dat viața pentru integritatea țării, pentru libertatea noastră, pentru ca noi să avem o altă viață. Avem datoria să educăm tineretul nostru în duhul patriotismului față de țara noastră. De ce? Ar fi bine ca acest muzeu să vină cât mai mult tineri, să cunoască nu din auzite, dar și cele văzute. La rândul său, ministrul apărării Vitalie Marinuț a ținut să mulțumească tuturor celor care au contribuit la organizarea expoziției, subliniind că este prima expoziție permanentă dedicată eroilor care au luptat pentru patrie. Îmi permiteți din partea ministrului apărării să aduc sincere mulțumiri Guvernului Republicii Moldova, care a alocat peste 800.000 de lei pentru a renova acest edificiu și a avea în final prima expoziție permanentă în Republica Moldova. Și de asemenea vreau să aduc mulțumiri Biroului de Reintegrare, care s-a implicat direct în organizarea zi de zi a acestei expoziții și a contribuit pentru ca acest muzeu, această expoziție să fie așa cum o vedem. Secvențele video din timpul luptei și eratul necontenit al gloanțelor au creat senzația unui război viu și au reînviat în memoria combatanților clipile de groază trăite în 92. Și aseară a mai căzut cineva. Nu mai cădeți. Au căzut de ajuns de ai noștri. Nu mai muriți. Au murit de ajuns de ai noștri. Treceți pe la frați și spuneți-le ce se află peste ape. Treceți pe la surori și spuneți-le ce se află peste ape. Trezește-te, vecine. Peste ape se află partea a doua a patriei tale.
A fost, nu știu, în limba rusă este un cuvânt jutkai, de la în tranșe este afli lume sălbătăcești. Nu m-am obișnuit să omor, m-a dezgustat lucrul ăsta, am văzut moartea cu ochii, creier pe pereții tranșei, război trebuiește exclus din practica umană. A fost greu, desigur că eu, medic de profesie, nu am fost nimijlocit pe câmpul de luptă, primeam rănițe de pe câmpul de luptă. Ne-am făcut datoria, am făcut tot ce a fost posibil ca să fie mai puține jertfe. Conflictul armat din Transnistria s-a declanșat pe data de 2 martie. Potrivit datelor, la război au participat peste 29.000 de persoane, dintre care peste 280 au murit, iar altele 280 au rămas invalizi. Țară ce-o iubesc, am un gai ce-l moștenesc, de la mama mea cea bună, ce cu drag pe toți ne-adună, ce cu drag pe toți ne-adună. O biserică să vin, Domnului să mă închid, să mă rog de sănătate pentru tot și pentru toate, pentru tot și pentru toate. Ocazia Zilei Internaționale Femeii și pentru indici înalți în executarea funcției, femeile militare și angajatele civile ale Armatei Naționale au primit premii bănești. Ministrul Apărării, Vitale Marinuța, a mânat unui grup de femei diplome de onoare și cadouri de preț. Ce fel de sărbătoare fără de organizarea unui concert festiv dedicat femeilor din Armata Națională? În seara zilei de miercuri, 6 martie, pentru cele peste 1000 de femei civile și militare în scena Centrului de Cultură și Istorie Militară, au evoluat orchestra prezidențială, ansamblul Doina Armatei, interpreții Neli Ciobanu, Alexandru Manciu, Carisma, dansatorii Ionela Țăruș și Mihai Ungureanu, precum și alți artiști din Republica Moldova. Fiind prezent la eveniment, ministrul Apărării a declarat că femeile militare și angajatele civile contribuie plenar la dezvoltarea Armatei Naționale prin atitudinea creativă față de atribuțiile de serviciu, competență, sârguință și devotament. Vitale Marinuț a specificat că, deși munca femeilor în Armata Națională nu este ușoară, acestea reușesc să îmbine nobila misiune de a
apărător al patriei cu cea de mamă și soție grijulie, să păstreze feminitatea, gingășia și generozitatea sufletească. Locotenent major Maria Ramă de la Centrul Mass Media Militară este de părerea că există o mulțime de factori interni și externi care provoacă urcușuri și coborâșuri. Pentru femei aș spune una, multă, multă răbdare, pentru că femeile sunt totul în această lume. Bineînțeles, fără bărbați nu sunt atât de puternice, dar sunt pline de putere atunci când vine vorba despre greutăți, despre bucurii, despre susținere pentru copiilor, despre susținere pentru bărbații care sunt alături și a fi femeie militar necesită mult curaj, multă perseverență, multă ambiție și nu în ultimul rând feminism, pentru că femeia întotdeauna rămâne femeie. Femeia în uniformă este tot mai prezentă în scena militară, acolo unde se produc evenimente. E ușor poate să se evidențieze și să-și demonstreze potențialul chiar și în domenii, la prima vedere, de interes doar masculin. De această părere este majorul Elena Lupașcu, șefa serviciului financiar al brigăzii Ștefan cel Mare. Doamna Lupașcu, mai țineți minte cum ați ajuns să faci serviciu în Armata Națională? Da, desigur. Acesta nu se uită niciodată, în primul rând. În armata am merit datorită soțului meu, care este militar din talpă. De carieră. Da, de carieră. El mi-a inspirat dragostea față de serviciul militar, dar mai mult m-a atras forma. Uniforma, da? Da, uniforma militară. Când vedeam un militar că merge pe drum, îmi părea că este Dumnezeu. Și, în fine, am ajuns în rândurile armate. Da, cam când a fost asta? Asta a fost în 2000. Da, de la început a fost greu, fiindcă este cu totul o altă sistemă de lucru, este răspundere. Asta din suflet merge. Nu fiecare poate să ducă greutățile serviciului militar. Asta trebuie ca la șofer, cum e dat la șofer să conducă un automobil, îl conduce. Care nu-i dat, nu-l conduce. Așa și aici. Care are trei de caracter, are dragoste, are, spunem și același devotament față de patrie, duce serviciu. Care nu rezist. Ce părere aveau sau au membrii familiei dumneavoastră despre serviciu care îl aveți? Credeți că armata vă consumă cel mai mult timp care trebuie să-l acordați soțului sau copiilor? Știți, până intră în sensul serviciului și ți aranjezi tot pe rafturi, e mai greu. Da, desigur, este și un pic de timp care puteai să-l petreci cu familia, dar ți-l reține timpul de la serviciu. Totul se aranjează și lucrurile merg de la sine, îți pare că așa ar trebui să fie în viață. Nu te încurcă nimic absolut. După părerea noastră, care sunt plusurile sau avantajele pentru o doamnă sau un reprezentant al sexului frumos care activează în domeniul dat, în domeniul militar? Da, vă spun eu că doamnele n-au niciun avantaj absolut. Doamnele merg la umăr la umăr cu bărbații, duc aceleași servicii, duc în multe cazuri răspunderea doamnelor este că să nu fie supărați bărbații mai mare decât a bărbaților. Pur și simplu, femeia are mai mare, nici nu știu cum să mă exprim, ответственность, responsabilitate ca bărbatul, să nu fie supărare iarăși. Credeți, comparativ cu femeile de la civilie, doamnele militare sunt privilegiate într-o careva măsură? Nu cred. Nu este privilegiu absolut deloc. Mi se pare că doamnele de la civilie au mai mari prioritate decât doamnele militare la aceleași zile de odihnă, la aceleași comportamente, vestimentații. Militar este militar. Ciubotele, uniforma, ceea ce le reprezintă. Sunt momente în care dumneavoastră sau au fost până acum când ați vrut să renunțați la militarie, în deosebire atunci când v-ați confruntat cu anumite probleme? Știți, viața noastră este foarte complicată și ea este plină de probleme. Dacă îți iubești meseria și îți iubești colectivul și anturajul unde te afli, treci pe toate greutățile. Nu, n-am avut așa gânduri niciodată. Mie îmi place ceea ce fac. Cum îți caracteriza o femeie militar? Nu poți să spui cuvântul pentru toate femeile militare. Dar cum ar trebui să dar fie? Dar ar trebui să fie, în primul rând, responsabilitatea și actualitatea și, în fine, să nu uite să fie feminină, că femeie este femeie, în ce anturaj n-ar fi. De obicei, cu ocazia zilei de 8 martie, femeile obișnuiesc să primească diverse cadouri, chiar și mesaje, mă refer, de felicitare. Dumneavoastră, ca femeie, ce v-ați dorit cel mai mult? Dar nu-mi doresc nimic mai mult decât sănătate.